Ce ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii? M-aș ruga foarte mult. Ok. Ce talent ascuns ai? Știu să pictez. Fără de tradiție nu știam nimic și faptul că există acest Dumnezeu, uh-huh, pe care dacă mă puneai să-l definesc, habar n-aveam să zic ce înseamnă, uh-huh, și revin acum la limbajul iubirii, da, aveam un rezervor atât de gol și nu știam, da, cu ce să-l umplu și căutam căci. Băieți, ei! În industria dansului, de fapt, am devenit dansătoare la artiști. Se strângea inima, ce să mă duc eu la biserică, ce am înnebunit. Și în secunda în care am pășit în casa aia, s-a așternut o liniște peste mine, cumva încrezătoare că începeam să înțeleg cu ei aparțin. Ce tare. Și că nu trebuie să mă mai identific cu lumea. Eu era un lucru pe care îl făceam. Bună tuturor! Începem un nou sezon de podcast Altfel de Povești, sezonul cu numărul 3. Nici nu-mi vine să cred că atât de multe povești am ascultat. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în continuare și împreună vă garantez că o să aflăm și în sezonul ăsta povești foarte faine pe care Dumnezeu le-a transformat într-un mod unic pentru fiecare persoană. Și încurajarea mea și a întregului podcast este să te apropii mai mult de Dumnezeu, să îl cunoști mai mult, să-i pui mai multe întrebări, să te rogi către El, să vorbești cu El mai mult. Pentru că El chiar răspunde și El chiar e aproape de noi. El spune că e în noi dacă noi avem ochii deschiși și inima deschisă să-L primim și să-L credem. Bun, vă spuneam că începem un nou episod și astăzi alături de bine este Andreea Robu, căreia îi spun bun venit. Bine te-am găsit! Ce faci, draga mea? Sunt foarte încântată și am emoții. Dar nu de faptul că sunt pe cameră, ci pur și simplu că vin să-mi spun mărturie așa, mm-hmm, pentru toată lumea. Super, mă bucur foarte mult că ai acceptat și că ești aici cu noi. Te rog să spui puțin cine ești și ce faci așa în timpul zilei. Păi zis, tu sunt Andreea Robu. Așa, și mai departe ce face Andreea Robu? Sunt mămică actualmente. Înainte să fiu mămică, lucram pe parte de drepturi de autor, drepturi de interpretare, reprezentam artiștii din România. Ok. Deci cumva pe latura asta artistică. Și acum sunt mămică și viitoare a doua oară mămică. Wow, super! Mă bucur. Am o fetiță și o să avem și un băiețel și... Super. Cam cu asta mi-o ocup ziua, mai pe limba actuală și ce încerc să îmi asum în momentul de față, îi slujesc Domnului prin a crește copiii pentru împărăția Lui. Super, mă bucur. Amin. Ok, și te bucuri în perioada asta? Ești mai liniștită? Ești mai puțin ocupată, poate? Aș vrea să zic mai puțin ocupată. Puștoica mea aleargă de colo-colo. E mică? Da, are un an și 5 luni, okay, merge, e super, okay, hardcore. Deci faci cardio cu ea? Gen, da. Dacă înainte mi-aș fi dorit să stau la o cafea și să mă bucur de o cafea și să o văd pe ea că stă liniștită acolo, îmi pare rău că nu m-am bucurat unde ajuns. Pentru că n-am știut ce mă așteaptă și mi s-a zis, dar este în regulă, de asta e bine to go. Ok, super. Bun, am o rubrică pentru tine și rubrica se numește Interviu în 60 secunde. Eu să spun niște întrebări, tu îmi răspunzi la ele și când se face țâr, se oprește, da? Pressure, bun. Pressure. Hai să vedem. O să dau drumul și o să spun și întrebarea. Interviu în 60 de secunde. Ce ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii? M-aș ruga foarte mult. Ok. Ce talent ascuns ai? Știu să pictez. Wow! Ce mâncare nu ai încercat niciodată? Ceva cal. Ce te motivează să faci, să te ridici din pat dimineața? Sincer, bucuria unei noi zi pe care Domnul mi-a pregătit-o. Mm-hmm. Ce înseamnă lux pentru tine? Lux. Nu e prea mult din belșug să fie spotless clean. Care este cuvântul tău preferat? Cuvântul meu preferat? Joy. Ce carte ai recomandat tuturor să citească? Limite. Dacă ai putea avea o conversație cu orice personaj fictiv, cine ar fi? Fictiv? Asta e faină. Dumnezeu. Dar chiar să-mi răspundă. Care este cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu? A terminat timpul. Dar nu e bună întrebare.
asta la final. Azi acum. Nu știu, lasă-mă, pot să dau mesaj la joc acasă. Nu știu să-ți zic. Bine, povestim în altă, cu altă ocazie. Cum a fost rubrica? Foarte, foarte faină, foarte interesantă. Aia cu nu știu ce cal, ceva cal. Am încercat. Mm-hmm. Și cu un personaj ai zis că ai venit cu Dumnezeu. Asta ar fi personajul cu care ai vrea să ai o conversație. Măi, că am vrut să zic, dar am zis, hai să nu Așa, acum uite, ai timp. Multă lume zice, mamă, cu Iisus și cu Dumnezeu, sau cu Dumnezeu, dar sincer, am atât de întrebări pe care știu că atunci când voi ajunge în cer, nu o să le mai pun pentru că deja o să știu totul atunci când vom ajunge. Ah, are sens, da. În momentul glorificării vom ști. Dar acum am multe și aș vrea să știu că am avea foarte multe de discutat. Corect. Și mai pe întrebări, da? Așa să... Mm-hmm. One on one. Super. Tare. Cumva, Ido, cred că avem dorința asta să, în noi să... sau cumva ne imaginăm că stăm și vorbim cu el, ne rugăm și e acolo în fața noastră și parcă îți dorești. Vrei, nu vrei, uman, să-ți dorești ca persoana cealaltă să-ți răspundă. Mm-hmm. Super. Ok. Păi despre asta e și întâlnirea noastră, despre Dumnezeu, despre cum te-a întâlnit, despre cum l-ai întâlnit și după el. Și hai să vedem cum a început povestea asta cu Dumnezeu pentru tine de când erai mică. Ce știi despre Dumnezeu, dacă știi ceva despre el? Mama mă ducea la biserică. Fiind ortodox și creștin, ortodox căci români, căci așa am fost botezată, crescută, e tot ce am știut. Exact. În afară de tradiții nu știam nimic și faptul că există acest Dumnezeu, pe care dacă mă puneai să-l definesc, habar n-aveam să zic ce înseamnă, știam că e ceva ce nu văd, la care e tot puternic și să mă rog. Okay. Mă rugam când eram mică, îmi plăcea. Mă duceam mama la biserică duminică, la liturghie. Nu înțelegeam absolut nimic. Mă frustram foarte tare că stăteam atâtea ore în picioare. Deci n-o să uit. Sau mă pune să mă duc la împărtășanie. Tradiția cu împărtășanie. Și mi se părea așa drăguț, dar în același timp nu suportam să mă duc, să mă spovedesc, nu înțelegeam ce înseamnă. Okay. Și zicea, păi trebuie să-i spui, domnule, ce-ai făcut rău? Păi nu știu ce înseamnă rău, că îți dai seama că ești mic copil, nici nu știi să definești clar, punctual, că ce e bine și ce e rău. Și ziceam, nu, am mințit-o pe mami, am aruncat cu noroi în bunici. Și ce spunea preotul? Chiar curioasă. Ultima dată când m-am spovedit, a fost o reacție foarte nașpa preotului și anume pentru faptul că n-am ținut post. Eram mică, aveam 6 sau 7 ani și preotul și mama ține minte și acum și îmi spune că din capătul celălalt al... Mama era la intrare în biserică, cred că la lumânări și a strigat și a zis că e inadmisibil să aduci copilul la împărtășanie fără să fi ținut post. Ah, ok. Ok. Da. Am înțeles. Și nu mai țin minte să... Adică, cred că m-am mai dus, probabil când am fost mai mare, adolescentă, dar așa, că, teoretic eu mergeam împrinsă de mamă, nu mergeam eu voluntar. Mami, vreau să merg să vorbesc cu preotul! Nu. Și îmi plăcea o chestie foarte mult, că după ce trecea tradiția în procesul împărtășenii, îmi zicea mama, când ieșeam din biserică, parcă arătai ca un înger acolo în față. Și îmi plăcea așa mult să aud că zice mama asta. Deci cred că mai mult de dragul ăsta mergeam în împărtășenie. Tu mai ai frați? Vitre, 2 surori vitrege, din partea tatălui. Ok. Bun. Ok, deci cumva Dumnezeu era o formă, nu știu. Fictivă. Fictivă, exact. Ok, bun. Hai să vedem mai departe ce a însemnat poate adolescența sau, nu știu, mai departe când ai fost adult deja, când a început Dumnezeu să apară și cum? Cumva, acum uitându-mă în urmă, pot să văd mai punctual momentele în care Dumnezeu a lucrat sau a fost prezent și m-a protejat. Căci în adolescență mama a făcut tot ce a putut. Da. Mai bine să mă crească, fiind și singură, căci ai mei s-au despărțit când aveam 2 ani. Lucra foarte mult și nu petreceam timp cu ea. Și într-un mod ciudat, unul din limbajele mele primare de iubire este timpul petrecut împreună. Și cumva i-a zis, lasă că se descurcă, e fată mare, se descurcă. Și nu m-am descurcat foarte bine. Adică da și nu.
De asta zic că chiar cred că m-a protejat Dumnezeu, pentru că din păcate de pe la 15 ani am început să am relații, să caut, să mă identific cu cineva, pentru că mereu am suferit după prezența unui tată și că îmi doream să fie și sau pur și simplu prezența mamei, că tot revin acum la limbajul iubirii, aveam un rezervor atât de gol și nu știam cu ce să-l umplu și căutam că ce? Băieți, ei! Da. Și din păcate acum e și mai rău din ce am văzut în lume, dar înainte, deci era, nu știu, când am ieșit din generală, deci nu știam să-ți număr pe degete măcar 10 fete care nu și-ar fi pierdut virginitatea, din păcate. Adică a fost ceva, era ceva trist. Și acum citind și învățând și că încerc să mă pregătesc și pentru viața de mamă, pentru adolescența fetei mele și băiatului când va fi. Și înțeleg cât de important este să știu cum să-l abordez și cum să-i răspund astfel încât să nu aibă rezervorul la gol și să se ducă să caute să-l umple cu Mirce. Exactly. Nesănătos. Și am căutat să umplu cu relații, am făcut din prost în și mai prost. Deci cumva este orientat înspre relații, nu neapărat înspre alte chestii, gen alcool. Nu, sau... adolescența a fost înspre relații, n-am avut niciodată așa atracție spre alcool, chiar nu. Aș putea spune că m-am îmbătat în viața asta de două ori doar. Și atât. Dar nu recomand nimeni. La petreceri sau... Cred că a fost la o zi de naștere și prima nu mai țin minte. Ok. Clar, nu ceva, nu într-un cadru tocmai iarăși ok, că eram copii puști, aveam 19 ani. Cât știu la 19 ani ce fac copiii. Și după aceea în liceu, da, asta e adolescența în liceu, în facultate... Am intrat în industria muzicii și anume în industria dansului, de fapt, am devenit dansătoare la artiști. Yes! Cum? Dar cum ai ajuns acolo? La 17 ani mă îngrășoasem și am învățat, să slăbesc. Și aveam o colegă în liceu care zice, fată, mă duc la o școală de dans și n-am chef să mă duc la sală, vreau și o să slăbesc, stai acolo. Și uite, așa am început să fac dansul și să învăț să dansez la o școală de dans. Și m-am ținut acolo un an, doi, după care pe la 18 ani am auzit că există această posibilitate să fii backup dancer la artiștii din România. Sună așa super wow, știi? Mai ești la vârsta aia. N-am dat seama ce faci, adică ceva extraordinar. Și am vrut să mă duc la casting-uri. Și am început să mă duc la casting-uri. Am început să dansez la artiști. E foarte amuzant că ulterior, primul artist la care am dansat, mulți ani mai târziu, ziceam... cred că 20 de ani mai târziu, când am zis, tu realizezi că eu am dansat la tine, ai fost primul artist pentru care eu am dansat, așa. Deci, dar sunt curioasă cine e, îl cunosc? Adi Cristescu. Nu cred că știu. A avut o trupă la început, dar nu mai știu să zic cum se numea. Și iarăși era cu o altă artistă, I'm so bad with names, dacă a trecut timpul, nu mai țin minte. Dar era o chestie drăguță și acolo chiar a fost ceva super finuț și drăguț și mi-a plăcut. Super. Dar după care m-am dus mai adânc în industria dansului, unde deja trebuia să porți lingerie, era în chiloți, în kilostanga, cu dres, cu tocuri, cu. Devenise totul mult mai spre sexualitate expusă, mai vulgar, mai. Adică din direcția de tehnic, artistic, feminin, din păcate, în industria de astăzi te doare capul să te uiți la videoclipuri, să vezi ce se întâmplă și ce se vinde, nu... tot ce poate să-ți provoace dorință trupească și așa mai departe. Și nu m-am simțit confortabil, dar am zis asta. E încă încă o zonă în care am simțit mâna lui Dumnezeu, acum că mă uit în urmă. M-a protejat să nu... Nu pot să dau foarte multe detalii despre ce se întâmplă în industrie, dar nu, este... such a dark place. Și chiar m-a protejat în multe situații, m-a ținut în brațele lui. M-am dus și pe unde nu trebuie, când nu am fost prezentă, am încercat și droguri și... A, deci în perioada aia să mai... Pentru că ești foarte expus. Da. Mergeam la petreceri, după concerte, hai să stăm la petrecere, hai să stăm, dar stăteam în costumație, în chiloți și în toate cele. Adică da, eram... Înțeleg.
expusă într-un mod foarte nepotrivit. Mereu cumva am avut chestia asta, băi, dar nu mai vreau așa, nu mai vreau așa. Și cu cât a trecut timp, am ajuns la 23, 24, tot trăgeam foarte mult să fiu mai îmbrăcată. Da, da, da. Tot trăgeam să fiu cât mai îmbrăcată. Și ziceam, dar nu vreți voi totuși să investiți că poți să scoți feminitatea în evidență altfel și să fii mai îmbrăcate, să. Dar asta ți venea ție pur și simplu, deci nu aveai nimic cu relație cu deranj, Dumnezeu. Aveam o jenă, mi era rușine. Mi se cerea autograf când ieșeam de pe scenă și în gândul meu era, mă îndoiesc ca mare că îmi cere autograf pentru cât de frumos am dansat eu și cât de bine am dat coreografia. Deci chiar nu aveam nicio plăcere să dau autografele alea, din păcate. Nu zic că it's all dark, dar most of it. Adică să rămâi curat dacă ești al lui Dumnezeu într-o astfel de industrie, nu, chiar nu cred că ai nicio șansă. Dar tu nu erai momentan. Nu, atunci nu. Atunci nu. Și o chestie foarte faină ce s-a întâmplat. În 2018, octombrie, deci zici că Dumnezeu a pus mâna așa și m-a scos din industrie pur și simplu. Deci m-am trezit într-o ipostază în care pur și simplu n-am mai... Am și decis să renunț la tot ce ținea de industrie. Lucram de ceva timp la birou atunci. Începusem ușor, ușor. Eram în direcția să-i dreptul de auto, dar nu mai aveam mult până acolo. Dar, ca să înțelegi, de la ce sume făceam, gen, eu făceam acolo salariu part-time pe o lună, eu ce făceam cu dansul într-o zi sau într-un weekend. Și am zis, ok, adică cumva Dumnezeu m-a ținut și super bine. Hai că poți. Și mi-a dat putere să pot să trec, să am trecerea asta mai smooth. Că, până la urmă, nu mă întreținea nimeni, aveam un ajutor financiar din partea nimănui. Tu locuiești în București, nu? Da, da, da. Sunt din București, mama din București, bunicii din București. Tot din capitală. Și aici, la scurt timp, la două luni și ceva, eu mergeam la Ștef la Păr de ceva timp. La Ștefan Ungureanu. 2018, 2016. Ne-am cunoscut la un show de păr, unde am fost model pe păr și acolo el era la început cu freza lui, așa, roșcăvam puțin, ceva rău, era oricum, erau puști. Și nici nu mai țin minte, deci chiar nu țin minte cum am ajuns la el pur și simplu să fiu clienta lui, să merg la păr mai des. După luna aceea, octombrie, după ce am ieșit din industrie, la o lună... Păi stai, s-a întâmplat ceva asta? De cum a ieșit? Asta zic, m-a luat Dumnezeu pur și simplu. A fost o conjunctură în care de la dansatoare primară am fost pusă secundar și hai să ne rulăm și eu am zis nu vreau. Simțeam că am investit cam și am zis dar n-am nevoie, I don't need this. Ok. Și atunci cu asta mi s-a pus punct tot. Am zis gata, dar nu mai vreau. Da. Și cumva parcă căutam o ieșire, dar n-aveam curajul și asta mi-a fost mai escape. Dor. Și la o lună, două luni, am ajuns înapoi la Ștef, că totuși mă vopseam. Pe Ștef îl ascultați tot la podcast, la Altfel de Povești. În sezonul 2, cred că am filmat cu el, îl căutați și îl găsiți. Ștefan Ungureanu. Tot vedeam pe story-urile lui postări de la biserică. Și îmi plăcea foarte mult, vedeam cu muzică, cu lume foarte activă pe acolo, făceau lucruri pentru Dumnezeu și era tot, parcă nu era atât de închis cum e la noi, cum e la biserică ortodoxă. Nu erau tradiții. Exact, părea cumva ceva supernatural, drăguț așa și m-a atras și am zis: băi, mi se pare foarte nice la voi acolo. Deci tu i-ai zis lui? N-aș ști să zic. Știu că am deschis subiectul ăsta, dar nu mai știu să zic care a început fix discuția. Și sunt curioasă, aș vrea și eu la un moment dat, poate. Și el mi-a spus atunci că hai, dacă e, poate vii la biserică. De ce? N-ai putut sau? Măi, deci zic, parcă cel rău mă ținea, așa mă ținea, deci mă ținea așa, deci mă trezeam dimineața, eram, dar n-am chef, dar mi-e prea lene, dar mi-e prea somn, dar de ce să mă duc până acolo și aveam așa, mi se strângea inima, ce să mă duc eu la biserică, ce am înnebunit. Dar nu simțeai ceva vină sau rușine sau ceva de genul ăsta? Era un amalgam de toate. Ok. Ajung imediat și acolo. Super. În perioada respectivă eu eram într-o relație. Da. Eram deja de ceva timp, de vreo 3 ani de zile eram și cumva și partenerul mergea la Ștef la Păr și aici am început să intrăm mai adânc în discuția despre Dumnezeu, că i-a deschis lui subiectul, după care mie și tot așa ne-am dus din una în alta.
de am apucat, că acum mi-am amintit, de am apucat să-i spun, băi, că îmi place ce văd la voi, și el mi-a spus, hai. Și mi-a spus atunci că dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, ai ocazia. Și am, ok, să-L cunosc pe Dumnezeu. Ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, până la urmă? Că e ceva, pare tabu, pare, da, sau e ceva foarte larg. Ce înseamnă asta? Da. Și a văzut că nu veneam la biserică și mi-a zis, bine, atunci, uite, săptămâna viitoare, a continuat să-mi scrie, hai, vii, avem grup de casă. Pe atunci, pastorul meu de suflet, care era misionar la biserica unde merg acum, american, era la biserică deja de 10 ani și el ținea grup de casă în Mogoșaia. Și îmi zice, Ștef, hai, vii acolo. Deci m-am dus cu inima atât de strânsă. Singură. Deci singură. Deci n-am cuvinte să-ți explic ce frică. Așa, așa tremuram când am coborât în mașină. Deci nu mai puteam. Era și frică afară, dar nu tremura de frică. Îți garantez că nu tremura de frică. Deci nu știam cum, Doamne, pot să intru eu în casa asta, sunt nebună, mă cheamă stilistul să vin și nu te gândi că vorbeam cu Ștef, cine știe ce chestii, să fim prea apropiați. Da, mi se părea total dubios ce se întâmpla acolo. Și m-am venit la ceea grup de studiu, nu știam nimic ce se întâmplă. Și zic, bine, hai, până la urmă sunt, deci mai aveam de puțin să plec. Deschide ușa și intru în casă, îl văd pe pastor cu soția lui. Deci în secunda în care am pășit în casa aia, s-a așternut o liniște peste mine. Și acum, o retresură, că de fiecare dată când zic, n-am putut să explic. Și efectiv mi-a dispărut orice frică, orice orice confuzie, orice rușine, orice fel de orice fel. Și am zis, ok, e ceva nou, dar nu mai... Nu mi-era frică de necunoscutul respectiv. Da. Și am intrat și am început să studiem. Se studia Coloseni. Ok. Asta n-am uitat. Nu mai știu exact ce capitol, dar Coloseni. N-ai înțeles. Întrebarea de bază, prima întrebare. Ai citit vreodată Biblia? Și zic sincer că am primit și eu răspunsurile astea la rândul meu. Dar normal, cel pe care l-am dat eu este un răspuns basic a unui om care cumva practică creștinismul. Dar normal, dar se contrazice pe sine. Ce sens are? N-a avut logică pentru mine, așa că n-am continuat să o citesc. Dar nu deschisese. O complet aberație. Am citit așa printre picături, dar niciodată complet cap-coadă, ca să pot să spun. Se contrazice, nu se contrazice, are sens, n-are sens. N-aveam susținere practică. Și am început să pun o tură de întrebări. Dar erai singura dintre oamenii ăștia? Adică toți se cunoșteau? Afară de Ștef. Ok, și ei se cunoșteau toți, nu? Nu mai era nimeni nou. Da. Super, te-ai dus la țac. Ai picat fix. Măi, cumva nu ar fi cel mai atipic mie, că de fel sunt o persoană deschisă și nu mă deranjează necunoscutul nou, dar în momentul ăla chiar m-a uimit frica pe care am avut-o atunci. În momentul ăla nu a fost ciudat. Și le-ai pus întrebări, asta zice. Am pus o tonă de întrebări pe studiu, săraci, și nu au putut să țină studiu din cauza mea, că întreba la fiecare propoziție. Asta de ce? Da, oricum, dar tu întrebai ca să înțelegi. Exact. Da. Și știu că a doua oară când m-am dus, că am revenit la grup, încă nu m-am dus la biserică, am revenit la grup, după ce am plecat de la grupul de casă, în mașină, în drum spre casă. Nu cred că este legal să conduci cu atât de multe lacrimi în ochi, în plumbire. Și nu cred că mă uitam în față, știi ce conduceam pe cuvânt. Când l-am conștientizat pe Dumnezeu, am înțeles cine este, că e mai presus de mine și de tot ce știu eu, ce cunosc și ce există. Și că eu am nevoie să am o relație cu El. Nu doar să știu că e Dumnezeu acolo, că El e mai pe atotputernic, că e omniprezent, că nu. Că am nevoie de o relație cu El. Dar tu atunci ai aflat, nu? Că este Dumnezeu care își dorește o relație cu tine. Adică tu nu știai lucrurile astea dinainte. Mi s-a explicat că am fost evanghelizată la grupul de casă și am înțeles de fapt cine este Iisus Hristos. Și că doar prin Iisus Hristos eu puteam să am o relație cu Dumnezeu. Căci văd asta și în discuțiile pe care le mai am, pe care apuc acum să le am, sunt în Uber. Okay. Cu domnii șofer de Uber. Și realizez că când menționez despre Hristos, se rupe firul. Te zici că e un personaj fictiv care nici nu are fi existat, că toată lumea se leagă direct doar de Dumnezeu și atât. Și El este de fapt calea adevărului. Dar asta vreau să te întreb și eu. Cum a fost pentru tine ideea de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a coborât pe pământ? N-am înțeles.
De asta ziceam că în momentul ăla, în drum spre casă, l-am conștientizat. A fost un proces de conștientizare. Uh-huh. Am înțeles, m-am simțit atunci atât de murdară, de împovărată de tot ceea ce făceam, de modul în care trăiam, căci nu trăiam în cel mai curat mod și asta nu înseamnă... Poți să păcătuiești în 10 de miliarde de feluri, nu există nici măcar un om care să nu păcătuiască sau să fie sfânt. Și atât de grea ce era povara asta, păcatul în viața mea, încât efectiv simțeam că e ceva ce vreau să smul din trup și să arunc și să scap de el, să nu mai văd. Am simțit că nu mai vreau să mă sufoca. Dar tot la fel, atunci tu ți-ai dat seama că, băi, păcatul care mă desparte de Dumnezeu, și atunci l-ai conștientizat că e greu pentru în tine, știi? Exact, exact. Și că înainte tu trăiai normal, adică neștiind, trăiai normal. Am simțit exact nevoia de ce este și Hristos, un salvator. Pentru că chiar El a venit și m-a salvat de unde eram. Nu eram in a good place, cu siguranță. De fapt, sincer, nu cred că există o persoană care să nu-L aibă pe Hristos și să fie in a good place. Poate doar asta crede. Dar nu. Da. It's not. Ok. Deci a fost seara aia în care conduceai probabil spre casă, nu? Și Dumnezeu ți s-a revelat așa, în modul ăsta personal. Și ce-a urmat după? Nu știu, a doua zi dimineață. Am început să merg la biserică. Ok. Nu mai știu să zic exact a doua zi dimineață, deci nu mai știu punctual. Dar am început să merg la biserică. A fost weird, dar n-am mai avut teama aia sau rușine. Da. Deci n-am mai avut. Și bine, mai știai cât pe câțiva de la grupul de casă. Da, m-am dus mai relaxată și mai cumva încrezătoare că începeam să înțeleg cu ei aparțin. Ce tare. Și că nu trebuie să mă mai identific cu lumea. Eu era un lucru pe care eu îl făceam. De cum am zis și anterior, mă identificam cu persoanele cu care eu eram. Fie prieten, fie partenerul de relație. Și începusem să înțeleg că de fapt eu nu cunosc identitatea și că identitatea mea de fapt ar trebui să fie în Hristos. Dar iarăși ăsta e un proces. Da. Dar începeam să înțeleg toate astea. Și faptul că am început să fac parte dintr-o comunitate. Că chiar duminică când m-am dus cu Uber-ul la biserică, soțul și fiica au stat acasă bolnăvieri, m-am dus să cântam, aveam cu copii Sunday School. Și am vorbit cu domnul șofer de Uber și fix asta îmi spunea, faptul că nu înțelege nevoia unei biserici, că e de ajuns să fie singur. Și îmi întrebam, dar de ce vrea să fie ca, precum e căprioara Bambi din poveste? Se duce părăsit acolo, ea e crezătoare, ea e bună, e blândă, ea crede în lume, crede în jungla în care este și așa mai departe și să fie pradă liberă. De asta a dat și Dumnezeu comunitatea să ne susțină, să ne ajutăm și momentul clar... cheie care m-a ajutat să vin într-un mod și nu să zic direct, nu. Momentul care m-a pus pe genunchi, și mai simplu, a fost, eu tot simțeam de câteva luni să nu mai fiu în relația aia. Eu încă eram, deci mergeam la biserică, mergeam la grup de casă, eu încă eram în relația respectivă. Începusem să fim foarte buni prieteni, noi locuiam împreună, ne înțelegeam bine ca persoane care locuiesc unul cu celălalt. Dar simțeam iarăși o greutate și nu înțelegeam, băi, nu pot să scap, deci mă apăsa iarăși, dar ce e asta? Și efectiv simțeam că Duhul Sfânt îmi zice, pleacă, ieși. Dar partea mea umană îmi zicea, da, stai un pic, că nu poți să dai drumul, că tu nu știi să dai drumul, că tu ai nevoie, că tu. Și... iarăși m-a luat Dumnezeu, m-a pus într-o conjunctură în care am ieșit din relație. Deci zic sincer, așa m-a luat, m-a scos și m-a scos din relație. Dar am încheiat foarte fain, foarte frumos. Adică suntem prieteni, ne respectăm, vorbim, știi, cu soțul meu, mă știu cu soția, ieșim. Așa. Dar pentru el cum a fost transformarea ta, schimbarea ta? Adică a văzut-o ca pe ceva foarte fain, foarte pozitiv. Super. Și mă încuraja să merg la biserică. Zicea că se vede că îmi priește. Dar el nu merge cu tine. Nu. Okay. Cred că și el la rândul lui trecea printr-o schimbare atunci. Și am apreciat foarte mult din partea comunității a fost faptul că nimeni nu mi-a zis, băi, ești păcătoasă, bă, cum vii tu la biserică și ești într-o relație. Deci asta pentru mine a fost ceva extraordinar. Dar nu că nu mi-au zis, că eu începeam să învăț până la urmă cuvântul lui Dumnezeu și faptul că El a pus ca bărbatul și femeia să fie una în Hristos prin marriage.
În căsătorie, exact. În căsătorie. Exact. Și nu a pus nimeni presiune pe mine, dar uite că Duhul Sfânt mă dea presiune pe mine. Și pur și simplu s-a întâmplat o conjunctură de așa natură în care am ieșit din relație, am decis să ne despărțim. Uh-huh. A doua zi eu m-am mers la biserică. Uh-huh. Am fost la anunta unor prieteni în seara anterioară. Și a doua dimineață mergeam la biserică, am parcat în parcarea bisericii și am dat un mail. Okay. Sună ciudat sau poate impersonal. Era genul de persoană care se raporta mai ușor la, în direcția asta de business, așa, pe partea asta de mesaj. Mm-hmm. Dar nu mesaj WhatsApp, că îți dau cine să citească un mesaj. Altfel citești o scrisoare, un mail, știi? Exact. Și ne-am dat gen cu tot dragul inimii, că vreau să rămânem prieteni, dar nu consider că asta mai este pentru noi, mm-hmm, relația asta. Și am intrat la predică, nu mai țin de ce se predică atunci, din păcate, că aveam așa inima foarte mică pentru ce pas urma să fac, ca să ne înțelegem, încheiam o relație de 4 ani. Da, pentru mine era ceva super huge. Mm-hmm. Și am primit mesaj în care mi-a zis că ai dreptate, respect ce ai zis, că sunt de acord cu toate lucrurile, că mai bine fiecare pe drumul lui. În secunda a doua am ieșit pe ușă, eram pe hol și am început să plâng, deci efectiv mi s-a sfârșiat inima. Mm-hmm. Nu era, eu țineam foarte mult la mă, știam că o să mai fim unul în viața celuilalt, dar noi nu ne mai iubeam ca iubit și iubită și știam amândoi asta. Dar nu știu, faptul că, uite, atunci în momentul ăla am renunțat la o identitate, că mă identificam cu această persoană și m-a rupt pe genunchi. E, și Tache, fratele lui Ștef, care și l-a venit la voi aici, așa, era pe hol, mă vede plângând, se uite la mine și mă întreabă, vrei să intri, și zice, de fapt, nu. Eu cred că tu ai nevoie de o îmbrățișare, îmi permis să te îmbrățișez. Și mi-a dat o îmbrățișare și după care se uită la mine și... Nu pot să zic așa. Ideea este că mi-a dezvăluit cea mai mare... cel mai greu moment care lor le-a frânt inima ca familie. Și că au pierdut pe cineva foarte important. Și doar faptul că el a echivalat suferința aia, o pierdere atât de mare, era un nimic în secunda aia când am văzut cu ce echivalează, nimic, că faptul că ești într-o relație, îmi zic că atunci m-a smerit foarte mult Dumnezeu. Și am zis, Doamne, nu, mi-ai pus exact unde trebuie, cu ce am nevoie. Și așa am început să mă implic mai mult în comunitate după aia, că am realizat că oamenii ăștia mi-a trimis Dumnezeu. Am fost atât timp singură și căutând în stânga și în dreapta cu ce să-mi umplu golul și cu ce să mă identific și în sfârșit aici am ajutor și sprijin să pot să te cunosc mai bine și să, să fac parte dintr-un întreg. Cumva mereu am căutat asta, dacă n-am avut dragostea tatălui, prezența mamei, atenția ei și așa mai departe. Și când am văzut că Dumnezeu mi-a dat, ti-ai familie, nu? Biserică, am zis, Doamne, n-ai cum, deci n-ai. Chiar i-am spus astăzi unei prietene dragi, i-am zis că Dumnezeu nu ne-a, pe urma unei predici unui pastor, Dumnezeu nu ne-a creat să fim în familia perfectă, în familia cea mai iubitoare, în familia care să fie nurturing și alături de noi, ci scopul lui a fost să ne creeze pe noi. Nu conta unde, cum, în ce fel. El avea nevoie de mine în momentul ăla. Și am înțeles că scopul meu este de fapt să-l cunosc pe el mai bine, la nivel personal. Să am o relație autentică și adevărată cu el. Nu o relație în care doar, cum făceam când eram mică, mă rugam la nevoie sau, Doamne, te rog, ajută-mă să mă pedepsească mama că am făcut nu știu ce prostie sau chestii de genul ăsta. Și așa a început my journey. Wow, super, foarte tare. Și știi, mă bucur foarte mult că pare că vestești chestia asta, știi, pe Dumnezeu, în Uber, la mămici, la, din povestea ta, pare că duci mai departe, păi, știi? Trebuie. Și vreau, adică nu că, da, nu da, că trebuie, sună ciudat, dar vreau. Dar pare că ți iese, știi? Pentru că este ce mai, nu știu ce aș putea să dau mai bun, sincer. Sunt darul meu cel mai mare, e încurajarea. Dar dacă eu nu încurajez o persoană să aibă o relație cu Dumnezeu, nu fac de fapt nimic pentru persoana respectivă. Și din păcate, bunicii mei care m-au crescut au murit anul trecut și regret că nu le-am vorbit mai mult. Da. Pentru că nu știu dacă mă voi vedea cu ei în cer sau.
Așa că profit, pentru că fiecare suflet este prețios, chiar dacă mi-e prețios personal pentru mine, când nu suntem apropiați. Pentru Dumnezeu, clar e. Da. Și asta trebuie să țin cont. Foarte tare. Și uite, chiar sunt foarte curioasă de cum faci, cum le spui oamenilor, pare așa că e foarte natural când îmi povestești, pare că este lifestyle-ul meu, știi, adică pur și simplu așa trăiesc, cum răspund ei? Mă leg, îți zic sincer că atacul să nu spun este foarte mare, gen, ai, că e lene, ai, dar n-are sens, dar n-am chef, dar vreau și o să fiu liniștită să nu vorbesc, știi? Mă iau de... Nu știu, orice. Doar ca să nu le integrez pe Dumnezeu. Ce zi frumoasă a lăsat Dumnezeu pentru noi astăzi. Sau vă rog dacă se poate să închideți muzica de la radio, că eu nu mă pot asocia cu ea. Caut să deschid portițe. Foarte tare. Portițe din astea mici în care ei să-mi pună întrebări. Super. Mă știu, eram cu o prietenă de la biserică, nu până împreună într-o zi și i-am zis eu, nu știu care e mai pocăită dintre noi. Și am zis-o random, era complet nimic random, am zis asta. Și s-a deschis subiectul. Da. Pur și simplu, caut să-l deschid. Dacă intru într-o polemică prea lungă unde văd că n-are sens, nu mă duc. Important este să plantez sămânța. Și de acolo am învățat să zic Evanghelia cât de scurt pot, posibil, pentru că nu știi când pe tot parcursul drumului ai ocazia să deschizi subiectul și parcă am pățit odată, mai aveam 3 minute și nu te cred că mai am 3 minute, ceva de genul. Și ai deschis subiectul. Da. Foarte tare. Mi se pare adică pentru mine e chiar o încurajare să fac și eu asta, știi? Pentru că da, e cea mai bună veste, clar. Super. Mersi mult că ai venit, că ne-ai povestit așa foarte frumos tot ce ne-ai zis. Și o singură întrebare mai am. Cumva, cu ce ai vrea să rămână de la tine ascultătorii? Care ar fi încurajarea către ei? Un lucru care mă încurajează și pe mine e o întrebare pe care mi-o pun. Cât îmi doresc din Dumnezeu? Și... de este că pe cât îmi doresc din el, pe atât voi avea parte. Acum că sunt și mămică și mi s-a aglomerat și timpul, sună ciudat, mi s-a aglomerat timpul cu chestii noi care trebuie să învăț să le gestionez. M-am regăsit de multe ori întrebându-mă chestia asta, pentru că cu cât îți dorești mai mult din Dumnezeu, cu siguranță că atât voi avea parte mai mult și pe asta mizez foarte mult. Și chiar asta mi-aș dori pentru fiecare să se întrebe cât își dorește de fapt din Dumnezeu la sfârșitul zilei. Ca să fie activ în relația personală cu Dumnezeu. Că, până la urmă, relația personală cu Dumnezeu este ca relația cu soțul sau soția sau cu prietena cea mai bună sau cu logodnicul sau trebuie întreținută, nu doar când mi-e bine, doar când mi-e prea rău și nu mai pot. Da, corect. Dar cred că e o luptă pe care o ducem toți. Și important e de știu că nu suntem singuri și să nu credem vreodată că doar eu am lupta aia sau aia sau aia și să cer ajutor fraților pentru că lupta spirituală de sus chiar e foarte puternică. Exact, super, super, mersi mult. Mersi. Și mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni și până atunci vă provoc să vă puneți aceeași întrebare pe care o pune și Andreea și pe care o pun și eu. Cât de mult îți dorești în Dumnezeu? O seară frumoasă!